Datele barometrului calității vieții în Timișoara 2023, realizat în parteneriat de primărie și Universitatea de Vest Timișoara, arată că aproape 70% dintre timișoreni cred că orașul se îndreaptă într-o direcție bună, în creștere față de anul precedent. Pe de altă parte, timișorenii sunt mult mai pesimiști în legătură cu viitorul țării, dar și al Europei. Îmi doresc acest instrument să se dezvolte, să crească și să devină unul împărțit în mai multe bucăți, în care să putem să studiem și anumite fenomene care la prima vedere ne par de neînțeles în acest oraș. Expertiza pe care UVT o are prin cele 11 facultăți componente poate contribui semnificativ la bunul trai al cetățenilor orașului. Am auzit că 60% își desfășoară ziua după horoscopul de dimineață sau după citit un cafea. Deci de aceea e nevoie, într-adevăr, de astfel de instrumente științifice, instrumente care să deschidă mintea, viziunea și sufletul oamenilor și să genereze până la urmă încredere. Iar dacă aceste instrumente există și rezultatele lor le avem pe masă, evident că nu rămâne decât celor din zona administrativă, politică să le folosească și să își ghideze, să spun, activitatea, deciziile viitoare pentru îmbunătățirea multor indicatori, în speț aici ai calității vieții, așa cum oamenii își doresc. Barometrul privind calitatea vieții în municipiul Timișoara 2023 a ajuns la cea de-a 8-a ediție și este realizat de Universitatea de Vest prin Departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie și Psihologie.